Deoarece în practica de zi cu zi ne confruntăm foarte des cu întrebarea la ce vârstă să aducem copiii la o consultație într-un cabinet stomatologic, pe de-o parte. Pe de altă parte, avem în tratament pacienți foarte tineri cu afecțiuni foarte grave ale dinților, care implică fie extracții, fie reabilitări complexe, care necesită și un timp îndelugat de tratament și niște costuri mai mari ne-am gândit să implementăm un program de profilaxie, de prevenție la copii de vârste foarte mici, astfel încât vom încerca să invităm copii de 3 ani sau în jurul vârstei de 3 ani să facă o vizită la medicul dentist însoțit de un părinte, de ambii părinți pentru a le putea explica ce înseamnă dinții de lapte, dinții definitivi, care sunt mijloacele și metodele de curățire și de autocurățire, astfel încât copiii să dobândească o tehnică corectă de periaj și părinții să îi poată îndruma corect profesionist. Dacă prima vizită va fi în jurul vârstei de 3 ani, ne dorim să invităm apoi pe la 4 ani jumătate, cel mai târziu pentru a vedea cum au evoluat dinții, dacă sunt integri, sănătoși, dacă au apărut alte complicații. Astfel ca la vârsta de șase ani, în momentul în care rupe primul molar <coughs> Definitiv, copiii și părinții să fie informați de, uh, tot, de toate schimbările care au loc în gura copiilor și să putem preveni apariția carii la molarul de șase ani, care este primul molar care apare este foarte important în stabilirea unei mușcături corecte. El coexistă și cu dentiția temporară și deseori este confundat cu un dinte de lapte, se cariază, este primul care se cariază și primul care, din păcate, se extrage. De asemenea, dorim să informăm părinții și copiii despre Importanța depistării și tratării uh, anomaliilor dentoro-maxilare care pot afecta atât dinții, cât și calitatea gingiei și a osului alveolar, uh, în timp aceste anomalii pot duce la pierderea de dinților destul de timpuriu. Uh, dorim să subliniem cu acest uh, prilej faptul că uh, prezentarea în timp a pacientului copil sau tânăr la cabinetul stomatologic poate preveni complicarea afecțiunilor dentare, cât și niște costuri de tratament ridicate, astfel încât tratamentele se poată face cu cât mai puțină durere sau fără durere la niște costuri decente.